Engleza pentru începători, lecția 29, partea 1. În prima parte a lecției vom învăța câteva cuvinte legate de timp. Ascultați și repetați. Season. Anotimp. Moment. Moment, clipă. Midnight. Miezul nopții. Noon. Amiază, miezul zilei. Fortnight. Două săptămâni. Weekday. Zi lucrătoare. Leap year. An bisect. Century. Secol. Day before yesterday. Alaltăieri. Day after tomorrow. Poimâine. Past. Trecut. Future. Viitor. Iată acum noile cuvinte în propoziții. What is the season you like the best? Care este anotimpul care îți place cel mai mult? Wait a moment. Așteaptă un moment. They came after midnight. Ei au venit după miezul nopții. I'll be there at noon. Voi fi acolo la amiază. She died a fortnight ago. Ea a murit acum două săptămâni. Monday is a weekday. Luna este o zi lucrătoare. This year is a leap year. Anul acesta este un an bisect. This is the 20th century. Acesta este secolul 20. We met the day before yesterday. Ne-am întâlnit alaltăieri. Wait till the day after tomorrow. Așteaptă până poimâine. I like reading about the past. Îmi place să citesc despre trecut. What will the future bring us? Ce ne va aduce viitorul? În continuare, completați următoarele propoziții cu cuvintele corespunzătoare. Nu mă culc niciodată înainte de miezul nopții. I never go to bed before. I never go to bed before midnight. Accidentul a avut loc alaltăieri. The accident happened the day before yesterday. De ce există ani bisecți? Why are there leap years? Totul a fost mai bine în trecut. Everything was better in the past. La amiază ploua. It was raining at noon. Vara este anotimpul cel mai cald al anului. Summer is the hottest of the year. Summer is the hottest season of the year. Nu cunoaștem viitorul. We don't know the future. Ei se vor căsători poimâine. They will marry the day after tomorrow. Secolul 21 va începe în curând. The 21st will start soon. The 21st century will start soon. O clipă, vă rog. A moment, please. Lucrez în fiecare zi lucrătoare? Do you work on all weekdays? Vor pleca peste două săptămâni. They are leaving in a fortnight. Traduceți în limba engleză noile cuvinte. An bisect. Leap year. Moment. Moment. Alaltăieri. Day before yesterday. Amiază. Noon. Trecut. Past. Zi lucrătoare. Weekday. Viitor. Future.
Două săptămâni. Fortnight. Miezul nopții. Midnight. Secol. Century. Anotimp. Season. Poimâine. Day after tomorrow. În continuare, ascultați cu atenție următoarele propoziții. When I opened the door, I saw the children in the room. Când am deschis ușa, am văzut copiii în cameră. Opening the door, I saw the children in the room. Deschizând ușa, i-am văzut pe copii în cameră. If they fire these people, they will make a mistake. Dacă îi concediază pe acești oameni, ei vor face o greșeală. Firing these people, they will make a mistake. Concediind acești oameni, ei vor face o greșeală. Acum, completați propozițiile următoare cu cuvintele care lipsesc. Uitându-se afară pe geam, Mark i-a văzut. Mark saw them. Looking through the window, Mark saw them. Stând pe munți, puteam să vedem marea. We could see the sea. Standing on the mountain, we could see the sea. Așteptând autobuzul, ea a văzut cât de intens este traficul. She saw that there was a lot of traffic. Waiting for the bus, she saw that there was a lot of traffic. Citind scrisoarea, nu venea să-mi cred ochilor. I couldn't believe my eyes. Reading the letter, I couldn't believe my eyes. Ascultând muzică, el a uitat de timp. He forgot the time. Listening to the music, he forgot the time. Conducând spre casă, el a auzit știrile la radio. He heard the news on the radio. Driving home, he heard the news on the radio. Văzând camera, Anne a spus că nu este destul de mare. Anne said it wasn't large enough. Seeing the room, Anne said it wasn't large enough. Fiind sărac, John nu și-a putut cumpăra o cămașă nouă. John couldn't buy a new shirt for himself. Being poor, John couldn't buy a new shirt for himself. Urmează un grup de cuvinte noi care se referă tot la timp. A.M. Înainte de masă. P.M. După masă. Formerly. Altădată, odinioară, înainte. One day. Într-o zi. In the future. În viitor. Iată cuvintele noi într-un dialog. Ascultați cu atenție. What do I have to do today, Jane? At 9 a.m. you have a meeting with the management. I remember. And at 8 p.m. I have dinner with Peter. Yes, that's right. Today you have a lot to do between the meeting and the dinner. I think formerly I didn't have much work. No, you didn't, but recently it changed. I hope I can have a holiday one day. Yes, in the future, but not now. Să analizăm fiecare propoziție separat. What do I have to do today, Jane? Ce am de făcut azi, Jane? At 9 a.m. you have a meeting with the management. La 9 dimineața veți avea o ședință cu administrația. I remember. Îmi amintesc. And at 8 p.m. I have dinner with Peter. Și la 8 seara iau cina cu Peter. Yes, that's right. Da, așa este. Today you have a lot to do between the meeting and the dinner. Azi aveți multe de făcut între ședință și cină. I think formerly I didn't have much work. Cred că altădată nu aveam mult de lucru. No, you didn't. Într-adevăr. But recently it's changed.
Dar în ultima vreme s-a schimbat. I hope I can have a holiday one day. Sper că într-o bună zi voi putea merge în concediu. Yes, in the future, but not now. Da, în viitor, dar nu acum. Să exersăm cuvintele noi. Completați următoarele propoziții în limba engleză. Lucrul începe la 8 dimineața. Work starts at 8. Work starts at 8 a.m. În viitor, ea va trebui să scrie toate scrisorile. She will have to write all letters. She will have to write all letters in future. La 6 seara, magazinele sunt închise. At 6, the shops are closed. At 6 p.m., the shops are closed. Într-o zi mă vei înțelege. You will understand me. One day you will understand me. Înainte nu erau multe mașini. There were not many cars. Formerly there were not many cars. În continuare traduceți cuvintele în limba engleză. Într-o zi. One day. După masă. PM. Altă dată, odinioară. Formerly. Înainte de masă. AM. În viitor. In the future. Acum să exersăm imperativul format cu verbul let. Lasă-l să uite asta repede. Let him forget about it fast. Să cinem azi acasă. Let's have dinner at home today. Lasă-i să ne asculte. Let them start listening to us. Lasă-mă să mă uit. Let me see it. Să învățăm câteva verbe noi. To appear. A apărea, a se înfățișa, a se vedea. To disappear. A dispărea. To describe. A descrie, a prezenta. To bury. A îngropa, a înmormânta. To leap. A sări, a sălta. Urmăriți folosirea noilor verbe în propoziții. The car appeared behind the corner. Mașina a apărut după colț. The shoplifter disappeared. Hoțul de magazin a dispărut. She described the thief to the policeman. Ea a descris hoțul polițistului. Where have they buried him? Unde l-au îngropat? The children leapt across the ditch. Copiii au sărit peste șanț. În continuare, completați propozițiile următoare cu formele corespunzătoare ale verbelor. Soarele a dispărut în spatele norilor. The sun behind the clouds. The sun has disappeared behind the clouds. Când va apărea din nou? When will he again? When will he appear again? Poți să descrii spărgătorul? Can you the burglar? Can you describe the burglar? Când vor fi înmormântați acești oameni? When will these people? When will these people be buried? Avioanele au apărut în depărtare. The aeroplanes in the distance. The aeroplanes appeared in the distance. În timp ce sari, poți să-ți rup piciorul. You can break your leg. Leaping, you can break your leg. Ascultați cu atenție următoarele propoziții și urmăriți cum se folosesc anii în propoziții. Our teacher was born in 1961. Profesorul nostru s-a născut în 1961. I lived in England in 1953. În 1953 am stat în Anglia.
Acum încercați să traduceți în engleză. S-a întâmplat în 753. It happened in 753. Această casă a fost construită în 1800. This house was built in 1800. Voi termina școala în 1999. In 1999, I will finish school. În ultimul exercițiu al primei părți a lecției, traduceți propozițiile în limba engleză. Alaltăieri, mergând la școală, m-am oprit lângă acest magazin. Going to school the day before yesterday, I stopped near this shop. Să încercăm să facem asta la amiază. Let's try to do it at noon. Peste două săptămâni va fi 1999. It will be 1999 in a fortnight. Vara este cel mai frumos anotimp? Is summer the nicest season? Odinioară nu erau multe orașe. Formerly, there weren't many towns. Am vrut să-i spun ceva, dar el a dispărut. I wanted to tell him something, but he disappeared. Intrând în casă, el a aprins lumina. Entering the house, he switched on the light. Lecția 29, partea a doua. Să începem cu noile cuvinte. Ascultați și repetați. Absence. Absență, lipsă. Birthday. Zi de naștere. Delay. Întârziere, amânare. Display. Etalare, expunere, afișaj. Number. Număr. Occasion. Ocazie. Opportunity. Prilej favorabil, moment potrivit. Patience. Răbdare. Presence. Prezență. Second hand. Secundar. Trip. Excursie, călătorie, deplasare. Word. Cuvânt. Iată cuvintele noi în propoziție. It was a nice trip. A fost o excursie plăcută. There is a large number of hotels in that town. Există un număr mare de hoteluri în acel oraș. My watch has a display. Ceasul meu are un afișaj. This clock has a second hand. Acest ceas are un secundar. Can I have a word with you? Pot vorbi cu tine? The train had a delay. Trenul a avut întârziere. I met her on the occasion of your birthday. Am întâlnit-o cu ocazia zilei tale de naștere. Today is her 22nd birthday. Astăzi împlinește 22 de ani. He is waiting for an opportunity. El așteaptă un moment potrivit. Have a little patience. Ai puțină răbdare. I will do it during their absence. Voi face asta în absența lor. You cannot say that in her presence. Nu pot spune asta în prezența ei. Iar acum folosiți noile cuvinte în următoarele propoziții. Ea a dat asta cu ocazia căsătoriei noastre. She gave it on thee of our wedding. She gave it on the occasion of our wedding. Am avut un prilej favorabil mai târziu. I had another later. I had another opportunity later. Absența lor a fost alarmantă. There was alarming. Their absence was alarming. Secundarul este mai lung decât celelalte. The is longer than the others. The second hand is longer than the others. El nu a spus nimic. He didn't say a word.
număr de oameni au fost concediați. Of people were fired. A number of people were fired. Excursia noastră a fost doar una scurtă. Our was only a short one. Our trip was only a short one. Afișajul arată numere. The shows numbers. The display shows numbers. Nu au fost întârzieri. There were no delays. Ziua mea de naștere este pe data de 9. My is on the 9th. My birthday is on the 9th. Ea își pierde adesea răbdarea cu copiii ei. She often loses with her children. She often loses patience with her children. Voi scrie scrisoarea în prezența ta. I'll write the letter in your presence. Acum traduceți cuvintele în limba engleză. Absență, lipsă. Absence. Zi de naștere. Birthday. Răbdare. Patience. Întârziere. Delay. Prezență. Presence. Cuvânt. Word. Prilej favorabil. Opportunity. Excursie. Trip. Afișaj. Display. Secundar. Second hand. Număr. Number. Ocazie. Occasion. În continuare, încercați să traduceți următoarele propoziții în limba engleză folosind condiționalul prezent. Dacă nu-ți mănânci prânzul, nu mergem la grădina zoologică. Unless you eat your dinner, we won't go to the zoo. Dacă nu plouă, mergem pe jos. Unless it rains, we will go on foot. Dacă nu ai bani, îți voi împrumuta. Unless you have money, I will lend you. Dacă nu voi primi mâine o scrisoare, îi voi scrie. I will write to him unless I get a letter tomorrow. Dacă nu le spui, ei nu vor ști cum să facă asta. Unless you tell them, they won't know how to do it. Să învățăm câteva cuvinte și expresii noi. Second hand. Uzat, folosit, de mâna a doua. Occasionally. Din când în când, uneori, din întâmplare. Actually. De fapt, în realitate, într-adevăr. Sharp. Ascuțit, precis, exact. Digital. Digital. To be fast. A se grăbi, a fi înainte. To be slow. A întârzia, a rămâne în urmă. Iată noile cuvinte într-un scurt dialog. What a nice watch you have got. Oh, thanks. I occasionally bought a new watch. Is it digital? Yes, it is. But actually, it's not new. It's a second-hand watch. Does it keep sharp time? Oh no, I wish it did. Now it's 2 minutes fast. Yesterday it was 1 minute slow. Ascultați acum fiecare propoziție separat. What a nice watch you have got. Ce ceas frumos ai. Oh, thanks. Oh, mulțumesc. I occasionally bought a new watch. Mi-am cumpărat un ceas nou de ocazie. Is it digital? Este digital? Yes, it is. Da. But actually, it's not new. Dar de fapt nu este nou. It's a second-hand watch. Este un ceas folosit. Does it keep sharp time? Este exact? Oh, no. Oh, nu. I wish it did. Aș vrea să fie exact. Now it's 2 minutes fast. Acum se grăbește cu 2 minute. Yesterday it was 1 minute slow. Ieri a întârziat 1 minut.
În exercițiul următor, completați propozițiile următoare cu cuvintele corespunzătoare. Vei avea nevoie de un cuțit ascuțit pentru asta. You'll need a knife for this. You'll need a sharp knife for this. Uneori trebuie să ridicăm bani. We have to withdraw money. We have to withdraw money occasionally. Ei nu-i place să cumpere lucruri uzate. She doesn't like buying things. She doesn't like buying second-hand things. Ceasul întârzie din nou. The clock again. The clock is slow again. Ceasurile digitale nu sunt scumpe. Watches are not expensive. Digital watches are not expensive. Ceasul lor nu se grăbește niciodată. Their clock is hardly ever fast. El arată foarte tânăr, dar de fapt are 50 de ani. He looks very young, but he's 50. He looks very young, but he's actually 50. Acum traduceți în engleză noile cuvinte. A întârzia, a rămâne în urmă. To be slow. Uzat, folosit. Second hand. Ascuțit, precis. Sharp. Din când în când, uneori. Occasionally. A se grăbi, a fi înainte. To be fast. Traduceți următoarele propoziții interrogative în engleză și încercați să dați două variante de răspuns. Îmi vei arăta camera ta? Will you show me your room? Will you show your room to me? Le-am descris acel accident. I have described them that accident. I have described that accident to them. Dă-i mai multă pâine. Give him more bread. Give more bread to him. În continuare să învățăm câteva verbe noi. To dial. A forma un număr. To fix. A fixa, a consolida, a prinde. To mend. A repara. To ring. A suna. To strike. A lovi, a bate. Iată noile verbe în propoziții. My watch will be mended tomorrow. Ceasul meu va fi reparat mâine. The clock struck 12. Ceasul a bătut ora 12. Have you fixed a date already? Ați fixat deja o dată? I dialed John's number. Am format numărul lui John. The telephone has rung all afternoon. Telefonul a sunat toată după-amiaza. În continuare, completați următoarele propoziții în limba engleză folosind cuvintele noi. Ceasul tocmai bătea ora 4 când am venit acasă. The clock 4 when we came home. The clock was striking 4 when we came home. Cine ți-a reparat ceasul? Who? Your watch. Who has mended your watch? Ei au fixat o dată pentru nuntă. They a date for the wedding. They fixed a date for the wedding. Ea a format numărul corect? She the right number. Has she dialed the right number? Ei sunat deja? You them yet? Have you rung them yet? Acum traduceți în limba engleză următoarele propoziții. În drum spre birou am văzut un accident serios. Walking to my office, I saw a serious accident.
Auzind vorbele lui, nu m-a putut abține să nu zâmbesc. Hearing his words, I couldn't help smiling. Trăind la țară, ea nu a văzut niciodată un aeroport modern. Living in the country, she has never seen a modern airport. Câștigând puțin, el nu a putut cumpăra mult. Earning little money, he couldn't buy much. Mobila a fost recent livrată. The furniture has recently been delivered. Într-o zi, nu voi mai avea multă răbdare cu ei. One day, I will not have much patience with them. Negocierile vor avea loc în 1999. The negotiations will be in 1999. Dacă nu scrie această scrisoare, nu vom merge la plimbare. Unless you write this letter, we won't go for a walk. Ceasul meu întârzie mereu. My watch is always slow. Nu le voi da acești bani. I won't give them this money. I won't give this money to them. Lasă să cumpere un număr mare de pahare noi. Let him buy a big number of new glasses. În încheiere urmează obișnuitul exercițiu de pronunție. Ascultați cu atenție. E. Leap. Season. Mean. Seen. Green. Ooh. Noon. Soon. Moon. Food. Spoon. E. Fix. Ring. Bring. Sing. Digital. A. Display. Patience. Occasion. Day. Raise.